Astăzi, Coni merge la cumpărături. Cărticică din colecția prietena mea, Coni, de la editura Casa. Poi mâine e ziua de naștere a bunicii Mariana. Prin urmare, Coni și mama au multe de făcut. Doresc să-i ofere bunicii în dar o carte, să-i facă un colaj cu poze de familie și să-i pregătească un tort. În plus, mama mai trebuie să ridice un colet de la poștă. Mai întâi de toate, trebuie să meargă la cumpărături. Toate proviziile sunt aproape epuizate. Nu au nici măcar destulă făină pentru tort. Mama vrea să ducă flacoanele goale la automatul de reciclare. Coni le împachetează pe toate într-o plasă mare, în timp ce mama îl îmbracă pe frățiorul ei, Iacob. Mai întâi se duc la supermarket. Coni introduce o monedă în căruciorul de cumpărături. Mama o ajută să scoată căruciorul din rând, căci nu e deloc ușor. La automatul de reciclare, mama împinge lada cu sticle goale în compartimentul de jos. Coni și Iacob observă cum lada dispare. Cu un cranț zgomotos, automatul înfulecă pe rând toate flacoanele. La final, Coni apasă butonul verde și dă apoi mamei bonul tipărit, care iese din automat. Iacob încearcă să se cațăre acolo, dar Coni îl oprește la timp. Mama preferă să-l pună pe Iacob în locul pentru copiii din căruciorul de cumpărături. Și Coni poate urca în cărucior. Astfel, ea devine suficient de înaltă pentru a introduce pe rând cât un flacon în partea de sus a automatului. La cumpărături, Coni dorește să împingă un cărucior colorat mai mic pentru copii. La standul de fructe și legume o ajută pe mama să găsească cele mai bune banane și cele mai frumoase mere. Mama mai cumpără castraveți, ardei și roșii. Iacob pescuiește o banană din cărucior și vrea să-și o vâre în gură, dar nu cu coajă, îi spune Coni râzând. Ea așează toate bananele pe cântar. Pe ecranul de deasupra se pot vedea imagini cu mai multe tipuri de fructe. Coni găsește repede imaginea corectă și apasă pe acesta. Cântarul tipărește un buton, pe care sunt vizibile greutatea produselor și prețul. Coni îl lipește pe banane, apoi cântărește și merele și legumele, iar Iacob are voie să apese odată pe o imagine. Apoi mai cumpără un unt și ouă proaspete. Înainte ca mama să pună cofrajul de ouă în cărucior, verifică împreună cu Coni dacă toate ouăle sunt întregi. Mama trece mult prea repede pe lângă rafturile cu dulciuri. În loc de ursuleți gumați, Coni trebuie să ia lapte. Acesta se află într-o parte a supermarketului în care este frig din cauza multor vitrine frigorifice. O vânzătoare tocmai împarte cumpărătorilor iaurt degustat. E delicios! Și Iacob gustă și mai dorește! Coni poate lua câte un pahar de iaurt pentru fiecare. De pe rafturile de pe următorul culoar, Coni pune în cărucior făină și zahăr. Putem lua aceste flori de zahăr pentru tortul bunicii? O întreabă ea pe mama. Sau mai bine decorațiuni? Dar mama nu e de acord. Coni se supără. Tortul bunicii nu va fi frumos. Mama îi spune că mai au acasă decorațiuni de ciocolată și că bunica le preferă pe acelea. La final, mama așează o ladă cu apă și suc de portocale în partea de jos a căruciorului de cumpărături. Deodată, lui Coni și lui Iacob li se face sete. Coni are voie să ia două cutiuțe cu suc de portocale. Înainte de a le desface, trebuie să le plătim la casă, le spune mama copiilor. Din fericire, azi coada de la casa de marcat nu este prea lungă. Dar astfel, din păcate, Coni nu are timp să examineze mai îndeaproape dulciurile. Împreună cu mama, pune lucrurile din coșul de cumpărături pe bandă. Cu excepția lăzii cu sticle de apă, căci este foarte grea. Îmi ajunge o sticlă, le spune casiera. Coni îi înmânează una. Mama plătește și Coni pune iar toate lucrurile în cărucior. În timp ce mama așează toate cumpărăturile în mașină, deodată se apropie de ele țopăind un câine alb cârlionțat. El dă din coadă și Coni îl poate mângâia. Câinele este foarte drăgălaș și Coni și-ar dori unul. Oare cățelul își caută o nouă familie? Dar mama e convinsă că are un stăpân. Apoi Coni, mama și Iacob merg la librărie. Copiii, așezați comod, unde și-au găsit un locșor, răsfoiesc cărți ilustrate. Mama caută cartea pentru bunica, o plătește și ar vrea să plece din librărie. Dar Iacob a descoperit o cărticică cu multe vehicule. A mea, spune el și o arată mamei. Coni a găsit și ea o carte cu animale care îi place. Mama examinează cărțile. Pentru că le consideră potrivite și nu sunt scumpe, le cumpără pe amândouă. În fața librăriei îl reîntâlnesc pe cățelul alb. Coni e sigură că a așteptat-o pe ea. Cățelușul a rămas tot acolo și până când au ridicat pachetul de la poșta de alături. O privesc pe Coni plin de speranță dând din coadă. Coni e convinsă că nu are o familie. Pot să-l păstrez, te rog. Îi imploră Coni pe mama. Cu siguranță s-ar înțelege bine cu motanul miau. Al meu, strigă și Iacob. Deodată se aude un fluierat. Câinele alergă repede, dând din coadă fericit la stăpânul său. Este totuși al cuiva, atâta doar că nu-i place să stea legat. Păcat, se gândește Coni.
La drogherie este un automat la care mama vrea să imprime fotografiile pentru bunica. Connie ajută la selecție. Oare să pună fotografia cu Connie în grădină sau pe cea din concediu? Și care este cea mai frumoasă poză cu tata? Când în sfârșit s-au pus de acord și automatul imprimă fotografiile, ele constată că Iacob a dispărut. Connie și mama îl caută strigându-l tare prin magazin, dar fără niciun rezultat. Când își amintește exact cum la rândul ei s-a pierdut și ea într-un magazin cândva. Oare și Iacob plânge acum? Dar ce să vezi, două culoare mai încolo, Iacob stă liniștit pe podea și construiește mulțumit un zid din pachete de ceai. Nu! Strigă el când mama îl ridică și Connie așează cutiile de ceai înapoi pe raft. Aproape că au terminat toate cumpărăturile, mama ar mai vrea să meargă repede într-un mic magazin pentru a cumpăra măsline proaspete și un condiment arăbesc. Merhaba, ce mai faci? Salută vânzătorul și strânge mâna lui Connie. Dar pe mine nu mă cheamă Merhaba, spune ea. Eu sunt Connie. Vânzătorul râde și îi spune că Merhaba se spune în loc de bună. Connie se uită prin magazin, descoperă căni și farfurii strălucitoare, frumos decorate, pachete mari de orez și multe condimente. În spatele unei teșghele sunt răspândite diverse soiuri de măsline, salate și diverse aperitive. Dincolo de raft sunt lipii și prăjituri. Connie nu cunoaște nici măcar denumirea multor fructe și legume multicolore. Gustă o bucată de pepene și Iacob primește o jumătate de covric turcesc cu susan. Acasă, mama și Connie despachetează cumpărăturile. Of, oftează mama brusc, am uitat complet să cumpărăm pâine. Acum, iar trebuie să o luăm din loc. Dar Iacob nu vrea să se încalțe din nou și preferă să se joace cu mașinuțele. Connie spune că poate să meargă ea singură la brutărie. Doar trece pe acolo în fiecare zi în drum spre școală. Mama este de acord, îi dă bani lui Connie și îi spune să aibă grijă și să nu pierdă vremea. Brutăria se închidea la ora 6. Connie pornește în grabă. O pâine, strigă ea gâfâind, de-abia ce pășește în magazin. Bună ziua, mai întâi spune vânzătoarea. Apoi o întreabă pe Connie ce fel de pâine dorește. Pâine cu crustă crocantă, pâine albă, pâine de casă, pâine din secară, pâine integrală? Connie se gândește puțin, apoi arată spre una care îi se pare cunoscută. Vânzătoarea îi o întinde împachetată peste teșghea. Connie îi dă bagnota și fuge spre ușă. Așteaptă, strigă soția brutarului. Connie mai primește și rest și o biluță de brânză. Mulțumesc, spune Connie. Bagă banii în buzunar, iar biluța de brânză în gură. Acasă îi dă pâinea tatălui ei. Acesta e uimit cât de bine se descurcă deja Connie singură la cumpărături. A cumpărat pâinea lui preferată. Și am mai primit și rest. Radiază Connie fericită. Sâmbătă, de ziua ei, bunica se bucură de cadouri. Connie povestește despre cum a fost la cumpărături, despre cățelul alb care a așteptat-o peste tot. Bunica i-a spus că și ei au avut cândva un câine. Mai știi când l-ai luat odată cu tine la cumpărături pe când erai copil? Îl întreabă pe tata. Și apoi a luat-o la sănătoasa și în timp ce-l căutai, ai pierdut toți banii. Da, tata și-amintea încă toată întâmplarea.